Guvernul condamnă actele de violență asupra minorilor. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a depus în Parlament, împreună cu premierul Nicolae Ciucă, un proiect de lege care prevede modificarea codului penal prin majorarea cu o treime a pedepselor pentru actele de violență asupra copiilor. Și în ceea ce privește tulburarea ordinii și liniștii publice, s-au propus modificări. În ultima perioadă, actele de violență asupra minorilor au crescut considerabil, iar în acest context, guvernul a propus un proiect pentru înăsprirea pedepselor pentru aceste delicte. A depus la Senat, împreună cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, o inițiativă legislativă de modificare a codului penal. Noile modificări incriminează mai ferm infracțiunile cu un puternic impact emoțional și social și sporesc gradul de protecție și siguranță pentru cetățean. Prin această inițiativă, intervenim asupra a 11 articole din codul penal și propunem în majoritatea cazurilor majorarea limitelor de pedapsă cu o treime, a declarat Lucian Bode, ministrul afacerilor interne. Noile modificări incriminează mai ferm infracțiunile cu un puternic impact emoțional și social și sporesc gradul de protecție și siguranță pentru minori. Infracțiunile în forme agravante pentru care se propune această mărire de limite de pedapsă sunt lovirea, vătămarea corporală, lovirile sau vătămătoare și cauzatoare de moarte și hărțuirea. Cea mai importantă modificare care se dorește a fi făcută se referă la majorarea cu o treime a pedepselor aplicate pentru hărțuirea unui minor. Vedem că în ultimii ani de zile au crescut foarte mult cazurile în care minorii sunt hărțuiți de persoane majore. Proiectul vizează și faptele de tulburare a ordinii și liniștii publice. Guvernanții vor ca să se majoreze limitele pedepsei cu închisoarea de la un an la 5 ani și să fie introduse elemente agravante care justifică creșterea limitelor pedepsei cu închisoarea între 2 și 7 ani. Modificările se referă la mărirea cu o treime a pedepselor privitoare la fapta de tulburare a ordinii și liniștii publice. De asemenea, o altă modificare importantă se referă la extinderea prezumției legitimei apărări de la spațiu privat la cel public. Practic, conform dispozițiilor legale care sunt în vigoare astăzi, legitima apărare se referă doar la spațiile private, doar în propria locuință. Practic, prin modificările legislative, cum este și normal, legitima apărare se poate aplica și în public, deci dacă o persoană este agresată în public, legitima apărare poate interveni și în spațiu public, nu numai în spațiu privat. Totodată, proiectul elimină posibilitatea amenzii ca sancțiune în cazul infracțiunilor de ultraj și ultraj judiciar și este prevăzută pedepsa cu închisoarea.